Vinetele fac parte din aceeași familie ca și roșiile și la fel ca și roșiile, coaja vinetelor vă poate spune multe despre maturitatea lor. Vinetele coapte ar trebui să fie ușor ferme la atingere, cu un aspect lucios, uniform. Nuanța violet sau albă, lucioasă, pe care o asociem vinetelor, este rezultatul unui fruct ușor imatur și este în această etapă când oferă cea mai bună aromă și textură. O vânătă coaptă este adesea maro și moale la atingere și are un gust amar. Cel mai bun moment pentru a culege vinetele este de la mijlocul verii, de la sfârșitul lunii iulie până în septembrie. Totuși, acest lucru se poate schimba în funcție de soiul pe care îl aveți și de tiparele vremii în timpul procesului de creștere. Cel mai bine este să culegeți vinetele când sunt ușor imature pentru a preveni supracoacerea. Fructele prea coapte au un gust amar, iar timpul lor crescut de creștere înseamnă că sunt mai susceptibile de a fi atacate de dăunători. O altă modalitate de a verifica coacerea vinetelor este să tăiați fructele pentru a verifica pulpa. În interior ar trebui să fie o culoare crem cu semințe vizibile.